Salutare YouTube și bun venit pe canalul meu! Vreau să încep acest videoclip prin a vă ura la mulți ani, vă doresc un an bun cu tot ce vă doriți și astăzi, chiar dacă stau lângă acvariul meu de apă sărată, pe care din păcate l-am cam ignorat în ultima perioadă, pentru că astăzi vreau să vă arăt colecția mea de copăcei micuți într-un ghiveci, care se mai numește și bonsai. Dar ia să vă arăt despre ce este vorba chiar acum. Anul trecut am găsit la Dedeman acest ficus bonsai, așa era trecut pe etichetă. Am dat cam 220 de lei pe el. Acum are, din păcate, mai puține frunze, pentru că este iarnă și nu prea are lumină, dar este ok cât de cât. Dar m-am gândit atunci la momentul respectiv, acesta nu este un bonsai adevărat, trebuie să fie ceva mai frumos, ceva spectaculos, așa cum vezi în filme, așa cum vezi în reviste. Și am început să caut. Am căutat, n-am găsit nimic special în România. Până la urmă am găsit un site în Germania și am riscat cu o primă comandă. Comandă pe care am dat-o, cred, la sfârșitul lunii august anul trecut. La sfârșitul lunii august anul trecut am luat un primul meu bonsai adevărat. Am mai avut între timp, acum mulți ani, am mai avut un bonsai de la Dedeman. Cam vreo 50-60 lei din alea vine într-un bol din ala albastru. Sunt și acum la Dedeman, 50, 60, 80 lei, cam așa costă, dar vroiam ceva mai special, ceva mai scump, asta vroiam. Și hai să vă arăt primul meu bonsai adevărat, nu acest, așa e frumos, toate că nu este chiar bonsai acest ficus, dar acum vă arăt imediat primul meu bonsai adevărat cumpărat din Germania, de la o pepinieră care la rândul său a importat copacul din Japonia. E, cam despre acesta este vorba. Acesta este primul meu bonsai adevărat. Este vorba despre un pin alb japonez sau Pinus parviflora se mai numește, comandat de pe site-ul din Germania despre care m-a spus. Îl am de la sfârșitul lui septembrie. Și îl țin afară pe balcon, pe pervaz, pentru că moare dacă îl țin în casă la căldură, fiind vorba despre un pin. Nu este ceva, bonsaii nu sunt niște copaci mai mici. Sunt copaci obișnuiți care, fiind crescuți într-un ghiveci, își păstrează o formă mai mică și ramurile sunt mici și frunzele sunt mici. Dar sunt copaci, asta este... concluzia și trebuie să îi îngrijim ca pe niște copaci, așa că acum fiind iarnă, acest copăcel este ținut afară și atunci când este foarte frig eu o să am grijă de el și o să-l pun în balconul meu închis. Dar această formă pe care o vedeți acum, legat cu sârmă și unele dintre ramuri sunt tăiate, este forma pe care am dat-o eu, pentru că după cum puteți vedea acum v-am atașat pe ecran exact poza în care comandasem, în care primisem acest copăcel, după cum puteți vedea, arăta mai mult ca o tufă, era plin de crengi și tendința naturală a crengilor este să crească în sus. Din ce am învățat eu de pe internet, de pe YouTube, crengile trebuie trase un pic în jos, l-am mai lărit, l-am legat cu sârmă și am dat aspect cât de cât de un copac matur. Vârsta acestui copăcel este de 14 ani. Am plătit ceva pentru el, dar este un bonsai frumos, după părerea mea. I-am tăiat eu câteva crengi acolo. Nu este gata încă, deci mai am de lucrat la el. Aștept să vină primăvara să văd cum se va comporta, să văd ce muguri noi și ce crengi noi o să apară pe acest copăcel. Ia să îl rotesc eu un pic așa. Uite așa. Ghiveciul ăsta foarte frumos. E de ceramică ceva, tot din Japonia. Deci așa vine el din Japonia. Și așa arată. Tot ce vedeți aici, sârma asta, cum l-am legat cu sârmă. Am încercat să-i dau o formă, pentru că avea multe crengi în sus, așa arăta ca o mică tufă. Și dacă tot i-am tăiat atâtea crengi și l-am legat cu sârmă, și chiar i-am schimbat și substratul în care se afla, ăsta este doar ceva de decor, sub el are alt substrat, pentru că erau rădăcinile foarte compactate acolo
în ghiveciul ăsta, avea multe rădăcini, cred că nu mai fusese schimbat de mult timp. Și văzând că totuși este ok, am decis să îl cumpăr și pe al doilea. Tot de pe același site, iar al doilea l-am cumpărat chiar înainte de Crăciun și o să vi-l arăt acum. Ia uitați-l și pe al doilea. Acesta este un arțar japonez. Nu are nicio frunză, are doar muguri, pentru că arțarul nu este evergreen, adică tot timpul verde, cum este pinul, ci își pierde frunzele toamna, iarna rămân fără frunze. Așa că trebuie să aștept până la primăvară să văd frunzele acestui minunat arțar. Chiar dacă este mai mic decât pinul, acest arțar a fost mai scump decât pinul din stânga, dar puteți vedea că este foarte, foarte, foarte frumos. Asupra arțarului n-am făcut absolut niciun fel de modificări, este exact așa cum a venit, nu am schimbat nici substratul, nu este bine să schimb substratul în timpul iernii, ci primăvara, așa că acest copăcel este exact cum l-am primit din Germania și cei din Germania oricum îl au exact cum l-au primit din Japonia. Așa este structura lui, vedeți că are câteva urme acolo de sârmă, a fost legat la un moment dat în viață, în viața lui, vedeți, are urme, acele sunt urme de sârmă, pentru că a fost, i s-a dat așa o formă inițială, forma este în regulă. La primăvară o să îi pun, o să-i aplic și eu ceva sârmă și o să-i îndrept un pic aceste crenguțe care pleacă direct în sus, dar spre deosebire de pin, crenguțele de arțar sunt foarte, foarte firave, se rup imediat, deci trebuie să am grijă. Deci toate astea le știu de pe YouTube, există foarte multă informație acum pe internet, nu, mi-am cumpărat chiar și cărți despre acești bonsai, pentru că pe cât sunt de frumoși, pe atât sunt și scumpi și trebuie să am grijă de ei. Mie îmi plac foarte mult și nu cred că am să mă opresc aici, aș vrea să mai cumpăr unul. Se numește Satsuki Azalea, deci este un fel de rododendron japonez, dar foarte frumos, acela înflorește foarte frumos și cred că și soției mele ar place foarte mult, pentru că soției îi plac plantele care au flori, aceștia nu fac flori, așa că mie îmi plac fără flori, asta e diferența dintre mine și soția mea, dar asta vreau să vă arăt, aceștia doi sunt cu adevărat doi bonsai, nu ce găsești la Dedeman, dar și prețul a fost pe măsură, asta e, plătești, dar îmi plac foarte mult aici la pin. Pinul, cred că i-am tăiat cam multe crenci de pe laturi, dar am ceva în cap pentru viitor, mă gândesc poate pe vreo 5 ani, când vreau să-i fac padurile astea un pic mai mari și vroiam să am loc de acum. Asta vreau să vă spun, de-abia aștept să vină primăvara, să văd ce creștere nouă o să am pe acest pin japonez. Vreau să văd cum arată frunzele la acest arțar japonez. Ar trebui să fie roșii primăvara. Deci ar trebui să fie ceva foarte frumos. Și la primăvară, cu siguranță, voi face un clip video nou despre acești doi copăcei. Și dacă tot suntem la capitolul plante, hai să vă arăt ce mai am eu prin casă, o să pun totul pe această comodă. După cum puteți vedea, acestea sunt plantele pe care eu momentan le am în apartament. V-am arătat ficusul cumpărat de la Dedeman, aici am un cactus destul de mare, l-am de foarte mulți ani, a crescut imens față de cum l-am luat de la Lidl. V-am arătat bonsai din mijloc și acolo mai am în stânga, mai am doi cactuși. Ultimul din stânga este cumpărat, cred că acum un an de la Lidl, dar a suferit când l-am băgat în casă. Iar celălalt rotund, l-am tot așa, l-am de ceva ani, a fost destul de mic. Mi-ar fi plăcut foarte mult să țin acești doi copăcei în casă, dar asta le va provoca moartea. Și din ce am văzut pe grupurile de pe Facebook, foarte mulți își cumpără acești bonsai, îi țin în casă și în 2-3 săptămâni încep să moară și numai aici să le face. Deci asta e, îi țin afară, nu rezistă în casă. O să mă bucur de cactus și de acest ficus, care și-a cam pierdut din frunze,
Dar sper ca odată cu venirea primăverii și când o să fie mai multă lumină în apartament, să îi revină și frunzele. Vedeți că i-au dat câteva frunze noi, astea mai verzi, sunt frunze noi. Îi cad alea vechi, dau altele noi. Eu zic că e cât de cât ok. I-am schimbat și la acesta, i-am schimbat substratul, că nu era chiar ok. Dar aceasta este colecția mea de plante de apartament momentan, de care eu sunt foarte mulțumit. Sper că și vouă vă place colecția mea de plante. Uite, le-am aliniat aici frumos pe toate. Vă doresc un an bun și dacă vreți să mai vedeți astfel de clipuri, abonați-vă la canalul meu. Numai bine! Pa, pa!